discutăm noi, îi spun câteodată, să nu știu dacă știu cum să știu. Nu, nu știu să știu. Nu, nu știu să știu. Ce am de gând să... Fii bruzare și... Fac cât o să doresc. Eu îți cam să dați și nu mă duc. Vreau, tu ești aici? Și eu vreau să te somn. Închideți pit cazac și asta sau să o înțeleg? Care-i problema? Mâna. Mâna frumos. Dacă nu înțelegi limba, e frumos. Ești în poliție. Iar interveniți, iar... Chimeați poliție, dar aici n-aveți dreptul. De ce n-aveți dreptul? De ce interziți accesul într-o... Puteți să-mi spuneți de ce nu interziți accesul în coridorul public? Chemați, vă rog, șeful instituției, vă rog frumos. De la cine aveți indicații? Dar dumneavoastră nu sunteți poliție și nici carabinieri, să-mi gradeți dreptul. Chemați, vă rog, șeful instanței. Nu vă cunosc. Credeți-mi, băieți, acolo ședința publică inițial și eu dreptă dreptul. Deci, domnule, pază particulare, vă rog, nu mai interziți accesul. Nu mai interziți accesul. Bună ziua! Dumneavoastră, sunteți și președintele instanței. Vă rog frumos să spuneți o dată să mai interzic accesul instanță. Cine sunteți dumneavoastră? Spuneți-vă. Cătălin Gorea, TVO. Mătăsarul Anatol, anticorupție.md. Mătăsarul Anatol. Ședința judiciară, scrisă în ședință judiciară, din chisă, la fie exonat, silențul privind prelungire arestului la domiciliu 30 zile în privința lui Rodion Ivan, la izmare cauzei astăzi. 21 iunie 2022 sunt prezenți. Eugenia Zucco, activele estimații număr 445 și Petru Ionelec, estimație 345. Am ocazie. Cristof Ion, vă zic estimație BA 0695. Valam Petru, estimație 2166. Iisus Nicolae, 2748. Și Igor Petru, este prezentat. La fie examen din ăsta de cuplină judecătorului de Tavasului, repie cu participarea procurorilor și avocaților prezenți. Как бы пример. Часто есть чел мой страшный. Для чего? Ной. Iuda! Forțu! Iuda! Forțu! Iuda! Forțu!
обращайте внимание. На ура шас отжимайте шапки после экспорта. Какого мы бини мель сакаса для кликал? Все, мультимеск. Instanța ce a decis? A fost condiționată de anularea unei ordonanțe de refuz pe către curtea de apel, respectiv urmărirea penală a fost pornită abia după ce s-a pronunțat curtea de apel, respectiv la 18 mai, de atunci s-au pornit cauzele penale respective și simplu de da, procurorii la acea vreme au, să spunem, refuzat să emită ordonanțe și au spus la acea vreme că nu există probe. Au fost mai multe decizii ale procurorilor din... Anulate, da. Și acum, cum? Deci, ca să fie clar, orice probă, în cadrul unui proces penal, se apreciază la intima convingere a organului de urmărire penală, conform articolul 101 cod de procedură penală sau instanță de judecat. Și respectiv, aceasta este o atribuție exclusivă a procurorilor și a instanței de judecat să expună și procurorilor.